și bine ați venit la propun, nu-i? Putem aveți la acasă, clasa 8-a, să vedem Miruna ce ne-a făcut în seara asta. Au un subiect ca și temă. Așa, să vedem subiect ca și temă. E de X asta, da? Da. E de X, este la minimul și maximul. Minimul și maximul, da. Să se determine numărul, valoarea maximă sau minimă a expresiilor și numărul X pentru care se atinge. Deci hai să formulăm. Să se determine. Minim sau maxim. Minim. Mă adaptez în maxim. Da. Pentru minim de X. Așa. Minim sau maxim pentru minim de X. Și numărul X pentru care se atinge. Și da, X egal cu cine? X egal. Pentru care se atinge. Bun. E X egal cu? Deci prima este minim de X. Egal cu X pătrat cu X plus 1. Egal cu X pătrat cu X plus 1. Egal cu X cu X pătrat plus 2X. X pătrat plus 2X ori 1 pe 2, nu? Da, plus 1. Pe 4. Funcționează Miruna. Plus 1 pe 4. Da. Eu spune că aici să pictez. Deci, X pătrat plus 2X. Ce e la un X pătrat? 1 pe 4. 2, nu? X plus 1 pe 2 la pătrat. Ce e la X plus 1 pe 2 la pătrat? Plus 3 pe... Plus asta cu 4. Plus 3 pe 4. Plus 3 pe 4. Așa că valoarea minimă e 3 pe 4. Deci, min. E de X. Egal cu 3 pe 4 pentru X egal cu minus 1. X egal cu? Minus 1. X egal cu? Minus 1. Minus 1 pe 2. Minus 1 pe 2. Da? De X plus 1 pe 2 egal cu 0, X egal cu minus 1 pe 2. Apoi. E de X. E de X egal cu minus 3X la a doua plus 4X minus 1. Minus 3X pătrat. Plus 4x minus 1. Da. Egal cu? Egal cu minus pe lângă 3x la a doua minus 4x plus 1. Hai să spate și pe 3. Minus 3 pe lângă. Nu vrei așa? Nu vrei. Bun, deci tu. Deci minus pe lângă. Deci să ne-a făcut minus. 3x pătrat plus minus 4x plus 1. Și egal mai departe. Minus pe lângă la egal din 3x. Minus pe lângă radical din 3. La a doua. X totul la a doua. Minus 2 radical din 3 ori X. Ori 4 radical din 3. Ori radical din 3X. Radical din 3X. Ori 4 supra 2 radical din 3. Ori 2 radical din 3. Ori 4, ai zis? Ori 4 supra 2 radical din 3. 2 radical din 3. Adică tu ce ai făcut? 2 radical din 3 revăzut și lăsa 4. Dar aici trebuia să fie și 2 cu 4. Da. Și vine... 2 supra radical din 3. Exact. 2 supra radical din 3. Plus 4 supra 9. 4 supra? 9. 4 supra? 3. 4 supra 3. Minus 4 supra 3. Plus 1. Plus 1. Și egal cu minus pe lângă radical din 3x minus 2 supra radical din 3 totul la a doua. Minus radical 3x. Minus 2 radical din 3 totul la a doua. Radical din 3 totul la a doua. A doua. Cu 3 minus 1 pe 3. Și minus calculul făcut aici ți-a dat? Minus 1 pe 3. A avut dacă 3 plus 1 pe 3. Că minusul din față l-am pus în afară. Da. Așa e corect să țin cont de asta și... Da? Plus 1 pe 3. Da. Și atunci ai văzut că valoarea... aici e valoarea... maximă. Da. Dar nu trebuie să memorez așa
pe care se zice așa, era un epapit, a fost unul pe străie, scăzut asta, pot să scriu, nu? Comutate diagonale. Deci minus radical din 3 x minus 2 pe radical din 3 la pătrat. Și dacă e ceva scaz, se mișorează. Scaz un număr pozitiv. Și atunci când îl scaz pe 0, rămâne maxim. În rest vei avea mai mici valori. Deci rezultă că vorbim de max. Max de y de x. Pentru 1 pe 3. Maximul e 1 pe 3. Pentru x egal cu... Radical din x egal cu 2 pe radical din 3. Deci 3x egal cu 2, x egal cu 2 pe 3. X egal cu 2 pe 3. Cred. Dacă tu crezi, eu scriu că crezi tu. 2 pe 3. Hai să mă oprim. Dacă mă gândi, spui 2 pe 3. Da. Și zic că rămâne 2 pe radical din 3 minus 2 pe radical din 3. 2 pe 3. Face 0. Bun. 3. E de x egal cu minus x la a doua plus radical din 2x plus 2. 2 radical. Radical din 2x. Nu fără 2 radical. Fără 2. Nu mai fără radical. Așa, x plus 2. Egal cu minus pe lângă x la a doua minus pe lângă x pe minus radical din 2x. Și egal cu minus pe lângă x pătrat minus 2 ori x ori radical din 2 supra 2. Deci minus pe lângă x pătrat minus 2 ori x ori radical din 2 supra 2. 2 supra 2. Asta dă 2 cu 2 de aici. Plus 2 supra 4. Adică 1 pe 2. Da. Plus 1 pe 2. Minus 1 pe 2. Și minus 2. Așa? Plus 1 pe 2. Minus 1 pe 2. Și minus 2, da? Și egal cu minus pe lângă x. Minus radical din 2 supra 2. Supra la a doua. Deci, plus 15, da? Da. Și la ce rezultă 15 pe 2? Sau 15 pe 2 minus ca să plac 8 lui. X minus 2 din 2 supra 2, totul la 2. Și rezultă că max de e de x. Deci, va fi de max de e de x, da? Da. Egal cu 5 pe 2. Deci, max e de x egal cu 5 pe 2 și se atinge pentru x egal cu radical din 2 pe 4. Mai e? Da, mai nu. E de x egal cu 7x la a doua minus 7x plus 3. 7x la a doua minus 7x plus 3. Plus 3. Este egal cu 7x la a doua, radical din 7x supra la a doua, minus 2 ori radical din 7x ori 7 supra 2 radical din 7, plus 49 supra 20... 2 radical din 7 supra... Am zis, supra 2 radical din 7, plus 49 supra 47, care e 28. Dați seama așa că mai simplificăm un pic ăla. Cât și aici mai puteam simplifica, da. Dintr-un... Cât venea aici radical din 7 și venea radical din 7. Da. De două ori prima parte. Mulțit cu a doua. Ca să rămână 7x, 2 plus 2 radical din 7. Și aici 49 cu 7 simplificăm și face 7 pe 4. Deci da. Plus 7 pe 4. Dacă nu era de unde 49 pe 6? Cum? Nu era 49 cu 28?
4-7, nu? Da. Și fiindcă eu am lăsat 4-7, și aici am lăsat 4-4, da, pentru 7-4. Deci egal cu radical din 7x plus, plus 3, 4, da. Plus 3 minus... A, scuze, fără. Da. Radical din 7x plus 4 de la 2. Radical din 7. Minus. X. Minus. Minus 7. 7-4 tot la 2. 7-4. Minus 7 spre 2 radical din 7. Deci trebuie să fii pătrat perfect aici, nu? Deci minus radical din 7 pe 2 tot la pătrat. Radical din 7 pe 2 tot la pătrat sau 7 radical din 7 ceași. Deci minus radical din 7. Minus radical din 7 pe 2. Tot la pătrat. Avem plus 3 minus 7 pe 4. Adică 12 minus 7, 5 pe 4, nu? Plus, plus 5 pe 4. Pe 4. Mai verificăm o dată, pentru că este... Da, acolo e 7 pe 2, radical din 7 și... Deci de două ori, prima parte care este radical din 7, x. Așa. Acolo e corect. Da. Și mulțim cu 7 pe 2 radical din 7 ca să rămână 7-le acelea, da? Să rămână 7-le astea. Și acum, tu ai avut de două ori și trebuie să rămână 7x. Bine, să rămână 7x. Adică, nu înțeleg un lucru, că radical din 7 cu radical din 7 trebuie simplificate aici, nu? Da, da, nu simplificăm că ăla e modul, așa m-a arătat. A, așa. De două ori prima parte, da? Da. Înmulțit cu 7 de care era. Da. Și 2 de care și atât le-ai pus tu. Da. Înmulțit și două părți. E bine. Și acum, ai, asta a apărut partea a doua. Și la pătrat face 7, 49 pe 4 ori 7. Deci 7 se simplifică și avem 7 pe 4 partea a doua. Da. Și aici e, de fapt, radical din 7 de 2 tot la pătrat. Surpris. Pe 2 tot la pătrat. Da? Și atunci e bine. 7 radical din 7 x minus 7 radical din 7 pe 2, totul la pătrat. Plus 5 pe 4. De un x egal aici, ar fi și 7 din factor și rămânea x minus 1 pe 2. Corect. Deci, minim, minim are minim. Minim, valoarea minim 5 pe 4 pentru x egal cu 5 pe 4. De x egal cu 5 pe 4. Pentru x egal cu 1 pe 2. Pentru x egal cu 1 pe 2. Bun. Gata. Te-am mâncat. Facem o variantă de viteză? Viteză, nu? E evaluarea națională. Da. Da. Variantă de viteză. Viteză. Adică în 10 minute de nată. Da. Și tot așa, cum să zicem ceva slăbiciuni, este să ca să le înlămurim. Facem așa. Minus 12 pe 3 schimb ca
ca minus 12 egal din 13 la 4, adică minus 13 egal din 3. Deci, continuăm egal cu minus 12 egal din 3 pe 3. Și egal cu minus 4 egal din 3. Și băgăm sub egal pe 4 ăla. Da. Deci o să avem minus 4 ori 16, 16 ori 3, 48, nu? 48. Recalc 48. Și o să avem cel mai... Hai să refizem, Miruna. Hai să refizem. Minus recalc din 49, nu? Deci să reprezentăm cam cât ar fi din minus recalc din 48. Pe lângă 6 ceva, dar... Minus 6 și ceva. Minus 6, deci minus 1, minus 2, minus 3, 4, 5, 6 și, deci până minus 7. Da. Da, până minus 7. Aici undeva este numărul ăsta, radical din 48. Da. Și cum radical, minus radical din 49 mai mic decât minus radical din 48, este că numărul 3 din minus 7. Deci cel mai mic număr întreg. Mai mic? Da, mai mic. Radical din 49 e mai mic. Dar care e dincolo din minus? Că x-ul ăsta trebuie să fie mai mare decât minus. Trebuie să fie mai mare. Păi așa zice. X mai mare decât. Deci cel mai mic număr întreg mai mare decât a. Deci un număr întreg mai mare decât... Pe minus radical din 49 nu e mare decât minus radical din 49. Radical din 49 e mai mic. E mai stângă pe urmă. Minus radical din 49. Da. E mai mic decât minus radical din... Da. 48. E minus 7, deci minus 7. Deci minus infinit. 47, 48, 49, 4, 46, 42, 41, 40... Acum ce faci? 39, 36, 6. Minus 6. Sigur că da, dar nu trebuia să numesc. Că ca și în 3, am zis minus 1, minus 2, nu te plătă să apuc asta. Minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. Și ții primul întreg pe care îl întâlnești în intervalul de la minus 4, care e 48. Primul întreg, dincolo este minus 6. Deci răspunsul rapid, așa zis, cel mai mic întreg, da, mai mare decât el. Adică dincolo, din intervalul respectiv. Dar minus radical din 48 nu e mai mare decât minus radical din 49? Minus radical din 48 e mai mare? Da. Și noi am vrut un x dincolo de minus radical din 48. Deci x-ul ăsta trebuia să fie, să depășească minus radical din 48, să nu fie mai mic, mai mic decât minus radical din 48, sunt o infinitate din numere. Da? Sunt minus 7, minus 8, minus 9, minus 10 și sunt mai mici decât el. Noi am dorit să, și am vorbit, sau autorul ne-a cerut, cel mai mic număr întreg, mai mare decât ăla. Mai mare decât, dincolo de el. Când se referă mai mare decât minus radical din 48, nu se referă la care minus radical din 49? Nu, e vorba de număr din dreapta. Numerele din dreapta sunt mai mari, numerele din stânga sunt mai mici. La minus, la alea negative. Dar tot timpul, la orice număr am fi, totdeauna, alea din stânga sunt mai mici. Așa, și cele din dreapta sunt mai mari, indiferent de poziția de axă. Suntem aici, cele din stânga sunt mai mici și cele mai mari sunt în dreapta. Dar autorul nu putea să spună cel mai mare număr, mai mare decât ăsta. Mai mare decât ăsta, sunt toate din dreapta. Și atunci eu spus, dintre cele din dreapta, cel mai mic. De ce vorbesc de cel mai mic, număr întreg, mai mare decât așa ceva? Putea să spun, cel mai mare număr, cel mai mare număr întreg, mai mic decât minus radical din 48. Deci vedem, dacă spunea, cel mai mare... Așa ai făcut, nu? Hai să mă rog mai ușor. Iar nu înțelege cel mai mic, mai mare decât ăla? Hai, uite. Asta e asta. Aici este un număr. A. Cele din dreapta sunt mai mari decât el. Și cele din stânga sunt mai... Mai mici. Mici. Care nu sunt pozitiv sau negativ.
mie e indiferent. Acum, cel mai mic număr, cel mai mic număr, mai mare decât A, s-a aflut, dacă e între, cel mai mic, cel mai apropiat între ei, deci. Deci vorbesc de cel mai mare, cel mai mic număr dintre cei din dreapta. Deci, ăștia sunt în dreapta foarte mulți. Însă cel mai mic dintre ei este cel mai apropiat de el. Când vorbesc de cele din dreapta, din stânga, toate sunt mai mici decât A. Dar dintre toate acestea, este unul cel mai apropiat. Cel mai apropiat este cel mai mare dintre ele. Mm-hmm. De ce vorbesc de cel mai mare dintre cei mai mici decât A? Sau am vorbit de cel mai mic dintre cei mai mari. Cel mai mic dintre cei mai mari. Deci? Da, deci minus 6. Minus 6. Bun. B. Rezultatul calculului. Modul din 3 minus radical din 11. Modul din 3 minus radical din 11. Închideți modulul. Minus radical din 11. Este egal cu 1. Este egal cu radical din 11 minus 3. Da. Este egal cu 1 și egal cu minus 3. C. Raționalizăm numitorul fracției 7 supra 4 minus 2 radical din 5. Obținem. Obținem 4 plus 2 radical din 5 ori 7. 7 plus 4 plus 2 radical din 5 supra. Supra. 16 minus 4 ori 5, minus 20. 16 minus 20. Și egal cu, dăm 4 cu mâna aici pe 14, 14 pe lângă 2. Deci 14, da, 14 pe lângă 2. 2 pe lângă 2 plus la egal din 5. Deci 14 pe lângă 2 plus la egal din 5, supra minus 4. Supra minus 4, care se și pe 2, deci minus 7 pe lângă 2 plus la egal din 5, supra 2. Da, da. Așa stau lucrurile când vorbim de raționalizare. Dar să știi că la raționalizare eu puteam să raționalizez numai cu 2 plus radical din 5. Adică scoate pe 2 factori. Și 2 plus radical din 5, care 2 rămâne aici. Și după raționalizare nu mai trebuie să mai simplifici, să mulțești acolo, să zici. Și deodată, 2 plus radical din 5 e conjugata. Bun. 2. Pentru numai 2. Determinat valorile lui din intervalul deschis minus 6, 6. Deschis. În 6, 6 deschis. Așa, pentru care x plus 2 supra 3 aparține lui z. Care? X. X plus 2 supra 3. X plus 2 tot supra 3. Aparține lui z. Adică 3 se divide pe x plus 2, adică 1 se divide pe x. Ai toate numerele din aia care sunt din Z. Din intervalul ăsta. Da, toate numerele care sunt din Z. Adică așa, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4 și 5. Deci tu spui că e de la de X de aici. Unul trebuie să-l divide pe X. De numeați toți X și de aici. Da. Care, care dacă îi locuim, dar atenție, X și nu spune din Z. Ci el spune, determinat tot X și din intervalul ăsta. Deci nu spune că X și ar fi întregi, că tu mi-ai luat pe minus... Dacă ai 1 să divide pe X, să-ți fie unul întregi, nu? De ce 1? Dacă facem fracția, înseamnă că trebuie să-l divide pe X plus 2. Da. Și atunci 1 trebuie să-l divide pe X. Scădem în minus 2 și atunci unul trebuie să-l divide pe X. Hai să vedem. Deci faptul de X plus 2 aparține unul din 3,
Înseamnă că X plus 2 din mână e supra 3, e ca un K din Z. Da. Este un K din Z. Deci rezultă de aici că dacă e din Z, 3. Deci aici și spune rezultă că X plus 2 din mână este egal cu 3 K. Cu K aparte cu de pe Z. Da. Și rezultă că 3 divide pe X plus 2. Atenție. De aici X e egal cu 3 K plus 2. Da. Deci de aici rezultă că X e egal cu 3 K plus 2. Cu K parcurge Z. Și cum X-ul era între 5, X era între minus 6 și 6. Da. Acum X-ul de forma asta, 3K minus 2, băgăm în 3. Cum X de resubscrim că este de forma 3K minus 2, rezultă că... Hai, te aștept să scrii. Uite, deci cum am interpretat? X plus 2 pe 3, e din Z. Înseamnă X plus 2 este un K. Din Z. Deci X plus 2 egal cu 3K. Cu K din Z, de acum. Am tot timpul precizarea făcută cu K din Z. Deci X este forma 3K minus 2 cu K din Z. Da, dar X-ul știam că se plasează între minus 6 și 6 de forma asta. Îl plasăm și noi și avem minus 6 mai mic decât 3K minus 2 mai mic decât 6. Da. Deci, minus 4 mai mic de 3 adunăm 2 și asta înseamnă minus 4 mai mic decât 3 K mai mic decât 3 K mai mic decât 8. Cu K din Z. K din Z. Și împărțim totul prin 3. Deci, minus 4 mai mic decât K mai mic decât 8 decât 3. Mai mic decât K mai mic decât 8 decât 3. Cu K aparține lui. Da. Cu minus 4 pe 3 dădea minus 1, iubile ceva. Așa. Deci e minus 1, 0, 1, 2 și 3. Nu. Doar și 2 și 2. 2. Deci de aici rezultă că aparține mulțimii valorilor. Există mai înainte minus 1, 0, 1, 0, 1 și 2. Dar la aceste valori de K, se termină X-i. Deci pentru K egal cu minus 1, rezultă că X-ul arată 3 ori minus 1, minus 3, minus 5. Minus 5. Când K egal cu 0, rezultă că X-ul arată minus 2. Când K egal cu 1, X-ul arată 3 minus 2, 1. Când K este 2, X-ul este 6, minus 2, 4. Deci, în clipa asta, spunem că mulțimea acelor X din zona asta, mulțimea este minus 5, minus 2, 1 și 4. Răspuns corect, X aparține mulțimii valorilor, minus 5, minus 2, 1 și 4. Asta e mulțimea X-ului pe care vorbim. Mai vedem o dată cum arăționăm. Deci autorul zice, descoperiți pe cei X de acolo. Puteați fi și fracții, puteați fi și radii, numere raționale. Nu mă interesează. Din zona acestui. Da. Pe minus 6, 6, pentru care X plus 2 pe 3 este numărul 3. A fost șansa asta care ți-a spus doi, care zicea radical între x plus 2 supra 3 primul efect. Noi nu ne vedem cu firea și zicem x plus 2 pe, sau ce expresie aflată, trebuie să fie un K din Z. Ca să fie K din Z, înseamnă vedem x-ul cu ce formă are, se poate pe x pe acolo, dar cum x-ul este dintre, din zona asta, în funcție de K acum, cu K din Z, înseamnă că eu pot preciza valoarea lui K. Și cu K-ul găsit, nu? Că K-ul iată a fost minus 1, 0, 1 și 2, cu K-ul găsit, mă întorc în expresia lui X și apoi X respectiv. Și cu asta problema rezolvă. Da.
Deci este un model interesant de exercițiu. Da. Care merită... Da, de acolo din x plus 2 pe 3 aparținem de 0, nu se numește 3 pe x plus 2? 3 se divide din x plus 2. Și păi dacă scădeam 2? Din ce se scade pe 2? Din x plus 2. Dacă se obține numai x, ziceam. Păi, ai zis 3 îl divide pe x plus 2, este asta scădeam. Ori spun 3 divide pe x plus 2, spun că x plus 2 e egal 3k. Asta e exprimarea. Adică tu ce vrei să faci în continuare acolo? Dacă scazi pe 2, înseamnă că x este în formă 3k minus 2. Nu am ce comenta. Nu că 3 divide pe 1. Exact, e 3 divide pe 1. Da, am spus 1 divide pe x. Nu se poate. 1 divide pe x, nu, este impropriu spus. 1 divide pe oricine. Da, de oricine din numărul. Exact. Deci 1 divide este divizor impropriu. Și vezi cum era corect. Sigur că deci, în clipa în care ne duce așa, se trecă pe și îți spune, am făcut exercițiu. Dar, de fapt, ai făcut greșit. Deci așa pui. Da? Dacă e din ser, scriu că egal cu un K din ser, și atunci x plus 2 arată de forma asta, să scăzi 2 cum spune, tu ideai de forma 3K minus 2. Nu 3 minus 2. Da. 3. Problema de geometrie. Da. În ipoteză avem se consideră cubul A, B, C, D, A prim, B prim, C prim, D prim. A, B, C, D, A prim, B prim, C prim, D prim, cub. Cub. Un plan alfa paralel cu planul B, C, C prim. Alfa paralel. Paralel cu B, C, C prim. C prim. Intersectează unghiile, planul ăsta, un plan alfa paralel cu planul B, C, C prim. Intersectează unghiile. Alfa intersectează. AB. AB. În E. Egal, E, înseamnă cum E. Tot el intersectează CD. În F. Da. Tot alfa intersectează C prim, D prim, în G. Și tot alfa intersectează A prim, B prim, în H. În concluzie. A este ca EB, egal cu cine? Și acolo A este ca EB, egal cu cine? Știind că DH supra QH egal cu radical din 3 supra 2. DH supra QH egal cu radical din 3 supra 2. Da, ce e, 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 ce e,
groav de cerere, a prim de prim ce prim de prim, în care avem un plan alfa paralel cu DCC prim, DCC prim. De fapt, un plan alfa paralel mirunea nu numai cu DCC prim, ci paralel și cu B prim. Cu, da, nu, BCC prim, B prim, de fapt. Exact. Și acum, acest plan, dus pe undeva, uite, să ne închipuim că planul alfa așa, taie. Uite așa, taie. Ce va face în secțiune? Uite asta care va conține de secțiunea care de termen. Așa. Deci... și așa ceva. Pe sigur, planul alfa care e paralel cu BCC prim, e A, D, prim, A, prim. Da, și foarte bun la ala, între ele. Între ele. Am dus eu așa un plan paralel cu cele două. Exact. Pare. Și care determină intersecția acestui plan cu AB egal cu E. Nu vă vibrui cu ce vreau. Mai faci o lasă de mai. CD cu CD egal cu F. Da, aici nu se vede pe aici, nu? Trebuie să... E punctat, da? Punctat. Asta nici aici nu se vede. Se vede. Asta se vede că e prin plan aici la noi. Și asta se vede, da? Da. Cam așa. Deci, E, F, G, cu ce prin de prin G și H. Asta este secțiunea. Deci, prin secțiunea planului, cu un plan alfa, Miruna. Deci trebuie să închipă așa planul acela care l-am pus pe secțiunea. Ceea ce văd acum este ce are plătat. În urma intersecției este din nou un pătrat. E de așteptat și un pătrat. Normal. E, F, G și H. E congruent cu C, C prim, D prim și cu A, D, D prim, A prim. De fapt, toate fețele, cu toate fețele, pe fețele cu pătrat. Să vedem A, E supra E, B, să la fel. A, E supra E, B, raportul, știind că DH de H. H fiind pe cine? Așa, avem. Pe A, supra CH. Să unim DH, nu? Da, trebuie să unim pe D cu H. De H supra C, H. Supra C, H. Știind că de H supra C, H, îi cunoscut raportul. Da. Ducem o bisectoare într-un U de H, C. De H, C. O bisectoare a cui? Din H. Din H ducem o bisectoare pe DC. Pe DC. Că tu știi... Da, și cum DC... Bisectoarea parte raportul... Da, și cum DC egal cu AB... Ei, dar mă gândesc să duci bisectoarea aceea. Păi, cu ce am privit în studie? Nu prea interesează cum duce, nu? O duce și noi. La pot. Cred că e egal cu... Cred că cumva îți duci în F. E, dacă îți aduci în F, ar fi fain de tot. Deci dacă bisectoarea putea să aveți în bisectoarea unului DHC se duce pică exact în F, atunci e fără comentarii. A, E supra E, P, e problema rezolvată. Acum HF să fie bisectoare. Păi HF-ul aia nu e cu bani. Mm.
Dacă nu îi merge chestia asta, deci tu te orienta bine. Dacă nu îi merge, ar trebui să o aflăm pe DH ca mărime, pe HC ca mărime și să facem un raportul lor. DH. De raportul lor îl avem, DH supra CH. DH supra CH, îl avem, pe care le-am trecut pe toate, da? Și... Deci e dat de autor. Da. Dar HF e diagonală în, în pătratul EHGF. Corect. Și pătrat. Deci e diagonală și o știi, nu? Da, pentru că e G egal cu C prim B și e G egal cu HF. Deci, HF, am spus că diagonală este L radical din 2. Da. Și o știm pe G chiar ca, o știm pe HF chiar ca și... Paralel. Da. Că e egal cu B C prim. Egal cu B C prim. Da. Egal cu B C prim. Cu oricare diagonală din, tot, din toate fețele. Păi da. Dacă o aflăm pe HF, o știm și pe DF. O știm și pe DF. De unde o știm pe DF? Că e jumătate din F. Nu, n-am spus că DF e jumătate din Am și o întrebare, dar CH-ul ăla nu este diagonala cubului nou format? CH. CH e diagonala cubului. Da, nu, dacă e cub, e paralelepipedului nou format? Da, e diagonala paralelepipedului. Și așa și DH. Așa și DH și diagonala paralelepipedului. Aha, și noi știm că diagonala asta e de, la pătrat de... Suma pătratelor celor trei dimensiuni. Da. Suma pătratelor trei dimensiuni. Deci HC o putem afla ca suma celor trei dimensiuni din paralelepipedul EBC, EBCF, B', C', GH. A, E și 2F sunt congruente pentru că DF e paralelogram. Deci A, E și DF sunt congruente. A, E și DF. A, E și D, F, da, nici nu care să spus, i-am dus paralela. Da, de-aia vorbim de, de-aia vorbim de paralelepipedul. Deci un cub am făcut un plan, s-a format un paralelepiped. E, B, C, F, H, B prim, C prim, G. Acesta e paralelepipedul. Și HC, în paralelepipedul acesta, este o diagonală. Și diagonala, într-un paralelepiped la pătrat, e suma celor una, două, trei dimensiuni. Exact. Da? Putem spune asta. Deci hai să zicem noi că HC la pătrat... Da, vă știm pe V. Care? Vă știm pe V. Mă arată cu X. X. E V cu X și cealaltă va fi AE, care e în partea cealaltă. L minus X. L minus X, corect. E complementar. Da. Deci, să spunem, în... În E, B, C, F, E, B, C, F, C, G, C, prim, C, B, am terminat în F, mă duc sus, da? G, C, prim, C, prim, B, prim, H, B, prim, H, în asta, HC, HC diagonală. Și atunci diagonala la pătrat, HC pătrat, este egal cu L la pătrat plus L pătrat plus X pătrat. Face 2 L pătrat plus X pătrat. Iunie, Iunie HC simplu, partea radical din 2L pătrat plus X pătrat. De altă parte,
În A e F D. În A e F D. De prim, da? De prim G H A prim. De prim G H A prim. În ce la paralelitate? D H și diagonal. D H diagonal. Redusă către H la pătrat este egal cu cele trei dimensiuni dintr-un corț, cred că, da? L pătrat plus L pătrat plus L minus X la pătrat. Deci L pătrat plus L pătrat plus Z minus X la pătrat. Face 2 L pătrat plus L minus X tot la pătrat. De unde numai de H simplu, va fi radical din 2 L pătrat plus L minus X la pătrat. Acum raportul ăla, care știm că e 2 L, nu? Folosim aici, da? Da. Deci avem de H supra CH egal cu radical din 3 pe 2. Echivalent, dacă stăm la pătrat, de H pătrat. Deci de... Da, deci vreau să-l lăsăm la pătrat. Exact, exact. De H pătrat. Pătrat supra C H pătrat egal cu 3 pe 4. Da. Și ăștia de să-l lăsăm de 4 ori de H pătrat. Am înlocuit, nu? Am nu și înlocuit. De 4 ori de H la pătrat. Da, să-l lăsăm C H la pătrat. Deci am înțeles la echivalent. 4 ori. 4 ori. De H. Acum poate H pătrat cu ea, 2 L pătrat, pe lângă. 2 L pătrat plus... L minus X la pătrat. L minus X la pătrat. Și uite așa. Egal cu de 3 ori. CH pătrat, adică... CH sus. 2 L pătrat. 2 pe lângă, 2 L pătrat. Plus X pătrat. Plus X pătrat. Ce ce-am însemnat? Desfacem paranteza. 8 L pătrat. 8 L pătrat plus 4 pe lângă L pătrat minus 2 L plus X pătrat egal cu 6 L pătrat plus 3 X pătrat. Da. Echivalent cu? 3 X pătrat. 8 L pătrat și minus 6 L pătrat face 2 L pătrat. 2 L pătrat plus 4 L pătrat minus 8 L X plus 4 X pătrat egal cu 3 X pătrat. Și ce înseamnă că 6 L pătrat. 2 L pătrat și cu 4 L pătrat 6 L pătrat, da. 6 L pătrat minus 8 L X plus X pătrat egal cu 0 X, da, minus 8 L X plus X pătrat egal cu 0 plus X pătrat egal cu 0. Hai să organizăm pe ecuație gradul 2 în X pătrat. La ecuație 6 L cu 2 la 2. Deci X pătrat pe care o primim minus 8 L X plus 6 L pătrat. Egal cu 0. Ce ai de gând să propui aici? L-o primi pe 6 L pătrat minus 8. Poate după X umbrie, sau X. După X, exact. Și-a scris-o așa și la fel de părere. La aceeași treabă, dar am scris-o pe o ecuație în X. Bun, și avem X minus. Ce propui? Cum să gândim aici? X pătrat minus 2 L ori X ori 4. Așa, să facem pătrat perfect, da? Deci va veni X pătrat minus 2 ori 4 ori minus 2 ori X. Hai să zici, va veni X ori 4 L. Nu? Da. Plus, asta e pătrat. 8, 16. 16 L pătrat minus 16 L pătrat. Plus 6 L pătrat, egal cu 0. Deci X minus 4, tot la 2. X minus 4, L. X minus 4, tot la 2. Pe
egal cu minus 10 pătrat. Minus 10 pătrat. Egal cu 0. Egal cu 0. Deci, x minus 14 m. De ce 14? Păi la 2 la 2, acolo e binom. La 2 la 2, nu e a, la 2 minus b la 2. Dar e 10 aici. Da, și. Trebuie să facem pătrat perfect. Radical. A, radical de 10 până... Orientul la păcat. Deci vine x minus 4 el. X minus 4 el minus 4 10 m. 10 m. Totul la pătrat. Egal cu 0. Ce înseamnă să faci de pătrat cu... X minus 4 el minus 4 de 10 m. X minus 4 el minus radical din 10 r, pentru x minus 4 el plus la egal din 10 r. X minus 4 el. Tot minus 4 el. Da, plus la egal din 10 r. Plus radical din 10 r. Egal cu 0. Da, se întâmplă când x egal cu minus 14... Minus 4 el. Când x egal cu 4 el plus la egal din 10 r. Adică 4 plus radical din 10 r. 4 plus radical din 10 ori de x-ul, o variantă, și altul ăla. Și x2 egal cu radical din 10 r, r pe lângă radical din 10 minus 4. El? Radical din 10 minus 4 pe lângă r. Radical din 10 minus 4. Deci vine 4 minus radical din 10 ori de 9. Pentru să partea cealaltă, vine 4 minus radical din 10. Ori. A doua variantă. Nu? Am ieșit, nu? E 4 plus radical din 10 b și 4 minus radical din 10 b. Întrebarea este da. X2 ăsta e pozitiv sau e negativ? X2 e pozitiv. Pozitiv. 4 plus radical din 10, X-ul ăsta așa. 4 plus radical din 10 ori L, poate să fie X-ul mai mult decât L? Păi nu. Nu poate să fie. Deci X-ul trebuie să fie între, pus mai mic decât L. Mai mic, nu? Deci X mai mic decât L. Ce ar fi echivalent? Să vedem care din aceste valori corespund. Ar urma să locuiesc x cu 4 plus radical din 10, ar veni 4 plus radical din 10 ori L, să fie mai mic decât L, adică primând mărțim, exact cum am spune că 4 plus radical din 10 e mai mic decât 1. Fals. Asta, adică prima variantă nu pot. Nu merge. Cealaltă, x al doilea, adică 4 minus radical din 10 ori L, să fie mai mic decât L, ceea ce ar însemna că, printr-un așa, 4 minus radical din 10, să fie mai mic decât 1, nu? Da. Hai să vedem asta la combin, dacă e adevărat. Da, scădem un... Scădem un... Minus radical din 10, mai mic ca 1, cât e 0, după radical 10 în 4. Și mai mic. E adevărat că e 9 mai mic decât 10. Deci asta e. Asta e soluția. Deci soluția. Soluția este x egal cu 4 minus radical din 10 ori L. Și acum am aflat pe x. Și noi avem de făcut raportul AES cu AEB. Da. Și acum zicem A e supra EB egal cu AE supra AE plus EB. AE L minus X. AE am aflat-o L minus X, da? Este L minus X supra X. Așa rămân. Și locuim pe X? Putem locui pe X supra. Da. Sau, dacă eu vreți, nu, trebuie să aflăm mai pe EB, concret, favorit. Și egal cu L. Dacă am X, l-am aflat, nu am X, nu? Corect. L pe lângă. L minus, L pe lângă,
4 minus radical din 10. Minus x. 4 minus radical din 10. Minus x-ul care înseamnă. X care înseamnă în D, pentru că 4 minus radical din 10. Dăm L în față cum în prima. Da, și l-am arătat și la monitor. L pe și face 1 minus deodată, se ridică pe lângă. Da, da, da. E bine? Cum ai zis, distribuit. L pe lângă ar fi... 1 minus 4... A, 1 minus 4... Supravântem testul. Și face 1 minus 4 plus radical din... plus radical din 10 supra 4 minus radical din 10. Și în final, 1 minus 4 face minus 3 plus radical din 10 supra 4 minus radical din 10. Da, pe bine lucrat, la finalizat. La finalizat, da. Finalizat de un da. Face minus 3 plus radical din 10 pe lângă 4 plus radical din 10 totul supra 16 minus 10 face 6. Și la face în final egal cu minus 3 ori 4 minus 12 minus 3 radical din 10. Plus 4 radical din 10. Plus 4 radical din 10. Plus 10. Și plus 10. 10. Totul pe 6. Și face egal mai departe. Minus 12 și plus 10 face minus 3. Plus radical din 10. Totul supra 6. Și minus 2 plus radical din 10, totul pe 6, este răspunsul și raportul, valoarea raportului. Adică ar zice că e egal cu radical din 10 minus 2, supra 6. Asta este valoarea raportului. Hai să mai vedem o dată, minuna, ce a vrut autorul când așa se problemă. Corect, care, da. care sunt obiectivele lui? Ce a vrut să vadă? Mi se pare așa o subiectivitate. Da. Da? Da. Pentru că întâi și întâi a dorit să atrag atenția că presecționarea cubului cu un plan paralel cu una din fețe, obține două paralelepipede. O primă chestie. Și că de H în HC, în cele două paralelepipede, să se sesizăm că e vorba de diagonală. Da? Și diagonala aceea, știm cu cine la pătrat, egal sub acelor trei dimensiuni. Da, chiar de aici e chestia asta. La fel și însămătesc cu x aici și cealaltă dimensiune este l minus x, important. Și am calcul algebric. Deci el se duce și te trimite să faci calcul algebric de HC, de H acolo, că îți dă raportul, care înseamnă, de urmă, calcul, formul de calcul descurtat din omul acolo și nu știu ce, și cu diferența două pătrate. Deci, verific și algebră foarte mult. Corect. Da? Deci, asta poate să fie da, adică este bine gândit ca formă. Că pare a fi un pic de geometrie acolo, e drept că nu-i prea multe geometrie, dar de acum trebuie și în calcul algebră și atunci eu verific și chestia asta. În general, elevii fug de geometria în spațiu. De ce? Pentru că nu știu geometria plană. Asta e partea treabă. Și dacă nu îi prinzi acolo că alea sunt de diagonale, poți să lucrezi da, altfel. Așa, dar unghiul A, că putem să demonstrăm că e congruent cu unghiul B prim HC. Care e unghiul A? Că e cu B prim HC. A. Că e. Ce? A, că e. G, da, G. A, G. G. A, H? Da. A, H, E. E. Unghiul A, H, E. Cu cine? Cu B prim HC. B prim H. B prim HC. Ia să vedem ce motiv așa. Vreau să zic că unghiul ăsta de aici este
Da? Cu unghiul AHL, ăsta de aici, da? Pare așa mi-ai spus. Da, pentru că dacă ar fi așa, noi știm foarte bine că unghiul FH... Miruna, dar nu ești în plan. Deci unghiurile astea nu sunt într-un plan. Vezi tu? De ăsta AHE din planul feței, așa este A prim B prim D. Și unghiul H B prim C, ai putea să te duci în secțiunea asta, care ia nașterea A prim B prim D prim C. A prim B prim D prim C. Și în planul ăsta, așa, diagonal, A prim D C prim B prim, H s-a făcut de la pe acolo, nu știi exact, și vede pe H cu triunghiul H B prim C. Ce fel de triunghi este H B prim C? Din care e problema asta? Nu știu. N-am motiv pentru că HB prim nu e cât B prim C care e diagonală. Deci nu, nici vorba. Eu zic că triunghiul acela este dreptunghic, Miruna. Și dacă spui tu unde este, fiindcă discutăm așa, eu zic că e triunghi dreptunghic. În H? În H, tu spui. În C sau în B prim? Da, în cele trei puncte. În unul din cele trei puncte. În unul din cele trei puncte și aleg eu, da. Eu aleg mai unul din ele. Exact. Da, din cele trei. Știu la care mă refer. Tu la care te referi? E la B prim, nu? Da, da. De ce? De ce la așa pare. Așa pare. Dar vină cu argument acum. Pe multe format. Așa. De ce pare a fi în B prim? De ce? Pe B prim C putem să-l aflăm, A prim C putem și pe el să-l aflăm, și pe A prim B putem să-l aflăm. Și probabil că... Te gândești la Pitagora? Da. Dar vreau un motiv. Am motiv, corect. Cel două plane sunt paralele și HB e... Cum este HB prim? Pe planul de C, C prim, B prim. Pentru că HB prim face parte din A prim B prim. Și A prim B prim este perpendicular pe două drepte concurente. Perpendicular și pe B prim B că-i pătrat și pe B prim C prim că-i pătrat și sus. Și dacă A prim B prim e perpendicular pe două drepte concurente, ea este perpendicular pe tot planul. Fiind perpendicular pe tot planul, perpendicular și pe B prim C. Deci, triunghiul HB prim C este un triunghi dreptunghic în B prim. Bine? Vor veni vorba de o precizare așa. Da, întrebarea mea rămâne, domnul profesor, dacă copilul nu vede că e diagonală HC și DH, pentru că e singurul raport care mi se dă, poate rezolva altfel problema? Eu cred că da. Deci el se poate duce în HF așa, să zicem, nu o seara, da? Da. În HF, în triunghiul HFC, da, în triunghiul HFC, acesta este HF, este de nou un triunghi dreptunghic în F. Da. Pentru că C de perpendicular pe planul ăsta, îi primești pe planul paralel. Și triunghiul HFC fiind dreptunghic în F, află HC, care e potenuză, care este HF plus F, plus F. Dar HF este diagonala într-un pătrat și este L pătrat plus L pătrat L radical din 2. L radical din 2, adică L pătrat, adică tu faci 2 L pătrat, da. Deci 2 L pătrat, da, da, da. Și plus F, care e X. X, cum l-am dat noi. Da? Și atunci sunt cele 3 dimensiuni. Și tot acolo. Tot acolo. Deci calculează, dacă eu nu vedic asta, HF este diagonală, îmi paretez și mă văd că îi paretez pe el. Da. Dar atunci e diagonală, da. Da, deci aici ar afla pe HF. Și tot așa o află și pe DF. DH.
Care are nevoie și de pH parc. Da, da, da. Care are dimensiunile astea. pH și AGH, realitatea dintre ele tot. Și nu degeaba. Și DH este în triunghiul DHF, da? DHF, care e în triunghiul dreptunghi unde e neuronă? DHF. În F. În F, corect. Pentru că DG e terminat pe plan. Și deci și pe DH, pe FH, în F este perpendicular. Și iată că e triunghiul DFH, DFH dreptunghi în F. Și ai făcut o treabă deșteaptă. Te descurci, afli și pe DH, în care intră HL. Nu? HL, fosta diagonală care e L pătrat și plus DF pătrat, care este L minus X, care este AE. Ori DF, ori AE. Deci la întrebarea ta, nu văd diagonale și atunci cum mă descurc? Răspunsul este ăsta. Duci pe HF și HC, respectiv HD, sunt ipotenuze, sunt două triunghiuri dreptunghice. În care HF, diagonala, intră în ambele. Cum mai trași în ambele? Exact. Și apare L plus X pătrat sau L minus X pătrat. Și în felul ăsta am aflat pe cele două și fac raportul lor și mă duc. Nu o opăresc. Pe soluția a doua nu locuiesc calculul ăsta. Ori într-un fel, ori în celălalt, tot același calcul îl fac. Da. Întrebarea? Deci de asta o urmărit, e clar că asta o urmărit. Calculul algebric. Calculul algebric într-o problemă în geometrie. Corect. Unde ai avut toate formule foarte presupusate. Are suficient. Deci diferite de două pătrate și... Trebuie să lucrezi cu atenție, după aceea trebuie să știți, după aceea să o găsești, că găsești 2x. Și să vezi, vezi care e falsă, care e bună. Da, da, da. Deci am serios dovadă exact. Că suntem nu s-o opri problema aici. Exact. Deci a trebuit să vedem X-ul ăsta. Să analizăm exact, nu poate fi mai mare. Încă un moment foarte important. Al problemei. Raționament. Deci X-ul, X-ul. Dar nimic de când. Exact. Deci aici a spus care e falsă, care e adevărată. Da, da, da.